Dar și o șansă pentru comunitate și ne implicăm cu toți. Pentru mine acești copii înseamnă, în primul rând, dragoste. Dragoste în special pentru copii. Mai mult decât atât, pentru acești copii, doar ce în special. Și provocările pe care ni le oferă zi de zi și satisfacțiile pe care noi le avem apoi sunt mai presus decât orice. Am ales să mă implic în acest proiect, cu motivat fiind dragostea pentru copii, pasiunea pentru psihoterapie comportamentale și de nevoia tot acestei comunități de servicii dedicate acestor copii. După o zi de trecut în Cetul Britania, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am făcut față provocărilor cu care am fost confruntată în ziua respectivă și dacă am reușit să spun cât de mult posibil nevoilor copilului și dacă am reușit să aduc măcar o zâmbet pe fața părintelui, familiei, atunci eu sunt cu adevărat mulțumită și mă simt plinită în ziua respectivă. Pentru mine, ca părinte, sunt acest foarte mult lucru că mi-am adus băiețelul aici pentru a avea o speranță și că va fi bine pentru el în viitor. Iar eu mulțumesc întregii echipii de Tania, cu ajutorul lor, am o speranță pentru băiețelul meu. Legat de cum se simt părinții, după ce au avut interacțiunea cu acest centru, răspunsul ar fi sunt mai optimiști și îi ajutăm în procesul lor de dezvoltare, deoarece și părinții sunt implicați alături de noi, sunt terapeuți în dezvoltarea copilului și suntem alături de ei în fiecare zi cu noi sfaturi, cu noi sugestii de cum putem să îmbunătățim viața copilului în fiecare zi. Suntem aici pentru ei, în special. Diagnostic foarte grav, sever, având gradul 1 de handicap, care necesită terapie de lungă durată. Toate serviciile sunt gratuite. Oferirea serviciilor de recuperare, reabilitare, educație, integrare, reintegrare socială și școlară, îngrijire a copiilor cu nevoi speciale, vizează creșterea autonomiei personale în vederea îmbunătățirii calității vieții copilului cu nevoi speciale. Crăciunul este pentru suflet, iar donațiile din suflet pot aduce raze de speranță în viața unor copii care suferă fără a avea vreo vină. Sania lui Moș Crăciun s-a plimbat prin tot orașul și cu ajutorul dumneavoastră, oameni frumoși cu suflet mare, am reușit să strângem suma de 165.000 de lei. Vă mulțumim! De astăzi, copiii cu nevoi speciale din Bacău pot privi cu încredere spre ziua în care vor avea parte de un centru mai mare, mai încăpător, mai calm, mai prietenos. Vă rog să-mi permiteți să-l invit pe scenă pe președintele Asociației Betania, domnul Andrei Hamut.